Domnul Dumitru Cibașenco! Bună ziua, stimați prieteni! Vă mulțumim pentru invitație. Astăzi este o sărbătoare mare, nașterea Maicii Domnului, și noi venim aici fără politică, fără nimic. Pur și simplu vrem să vă felicităm, să vă urăm toate cele bune, sănătate, prosperare, fericire în familie, tot cel mai bun. Și venim aici nu fără cadouri. Dumneavoastră știți că domnul Satei, el e un om generos, bun, la inimă, și el face întotdeauna cadouri pentru oameni buni. Și doamna Elena o să anunțe acest lucru. Bună ziua tuturor! Din partea domnului Renato Usate vin cu un mesaj de felicitare. Din păcate, dumnealui nu a avut posibilitatea astăzi să fie alături de noi la această sărbătoare. Mesajul este același. El vă felicită și nu doar vă felicită, dar vă aduce un cadou pentru localitate în sumă de 100.000 de lei. Doamna primar știe exact ce să facă cu banii aceștia și știu că acești bani vor fi îndreptați anume pentru a realiza scopul tuturor locuitorilor. Deci este vorba de un proiect de canalizare și apeduct, din câte eu știu. Sper să vă fie de folos acești bani și vreau să vă zic că, necătând la faptul că cei care stau în fotoliile confortabile la Chișinău au cam uitat cum se trăiește la țară, prin ce chinuri trec primarii și cât le este de greu din nimic să dezvolte o localitate, să știți că Renato Usate va fi mereu alături de voi, vă va pune umărul în situații dificile și ca altă dată vine astăzi cu acest cadou, pentru că anul trecut la fel am venit cu cadou în localitatea dumneavoastră. Sper că copilașii de aici s-au bucurat nespus de el. Vă doresc din suflet mult succes în tot ceea ce faceți și bunul Dumnezeu să ne poarte de grijă tuturor. Mulțumim. Felicitări încă o dată! Mulțumesc foarte mult pentru cadoul de la Renat Gheorghe Usatei și transmit cele mai frumoase felicitări și urări de sănătate dumnealui și dumneavoastră la fel, să dea Domnul să aveți parte numai de bucurii și de noi speranțe, realizări frumoase, la mai mult și la mai mare compliment. Felicitări! Felicitări la toată lumea, frate!